Salutare, săgevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve, sunt alături de voi. Normal, a început campionatul, n-am vorbit chiar atunci când a început. Vrem să vorbim despre campionatul mondial de fotbal în momentul de față. Vrem să vorbim despre cum văd sucevenii campionatul mondial, cum văd campionatul mondial fără România, cum îl văd organizat în Africa și în Africa de Sud, mă scuzați, și implicit cât de mult urmăresc toate meciurile, nu când prind și așa mai departe. Nu prea. De ce? Pentru că n-avem echipă bună. Păi dar cum să nu-mi placă? De ce? Pentru că am jucat și eu fotbal. Că mi-i place, nu știu de ce. E un sport și îmi place. Foarte mult, de ce? Fiindcă e o tradiție la români și la oricare popor să urmărească fotbalul. Câteodată? Da. Tot. Puțin, când am timp, că sunt la lucru și nu prea. Pe seară, ce mai prind? Urmăresc, da. Nu prea îmi place fotbalul. A, nu vă place așa? Nu, nu. Am înțeles. Pentru că să fac... Deci nu se joacă corect. Așa. Deci pe cinstite. Da, organizarea e foarte frumoasă, dar trompetele alea deranjează cam. Organizarea e bună, după câte am văzut. Meciurile care le-am văzut eu mi-au plăcut. De obicei nu le urmăresc pe toate, numai pe care prind. De obicei Brazilia, Anglia am mai văzut. Nu știu. Nu prea am timp să le văd pe toate. După mine, campionatul organizat foarte bine, echipele sunt foarte bune, arată un fotbal de calitate și cel puțin transmisia la noi e foarte bună. O singură problemă e cu transmisia. Au o porcărie, scuzați-mă că asta, pe ecran nu apare permanent scorul și ora, adică timpul scurs din meci. E foarte urât, fiindcă fiecare om vrea la un moment dat să vadă care e scorul și exact soarta meciului. Deci aici e o chestie comercială ca fiecare să stea și să vadă până la sfârșit tot ce se întâmplă. În rest, foarte plăcut și foarte frumos. Da, îmi pare rău că n-a putut să intrăm în acest campionat. Greu de răspuns. Stăm acasă și ne uităm. Poate plecam și noi în Africa de Sud, ca suporteri, ca virgulă suporteri. Rău. E aiurea tare. Nu prea avem jucători pentru campionatul mondial. Urât, că de fapt, am să vă spun, suntem toți români și ar fi vrut să fie acolo un Hagi nou, să zicem noi, un... Să spunem noi, ceea ce a fost în 70 în Mexic, am fi vrut să fie 94, cât de cât. 94, și da, am ajuns foarte departe. Ați văzut că puteam să ajungem chiar în semifinale, n-am ajuns, dar era frumos să fim și noi acolo. Cred că spaniole, știu? Spania. Părerea mea, Brazilia. E greu de spus. Nu, n-am o părere despre cine, fiindcă fotbalul e cu surprize. Așa cum am văzut la campionat, la tenis, cine se credea că asta, cum spune italianca, o să ajungă să ia asta, cum spune Roland Garros. Da. Deci, practic, se pot să fie surprize și la asta, cum spune, campionatul mondial. O echipă foarte mică, cu niște posibilități mai mici, ar putea să ajungă final. N-aș putea să spun cine. Suntem, poate, cum să spun eu, încărcați cu problemele astea, că nu suntem și noi acolo. Atunci ne-am face mai mari speranțe. Nu, n-aș putea să... Campionatul mondial de fotbal 2010, Africa de Sud, un moment special, extraordinar, mulți bani de altfel, să nu uităm și lucrul acesta, investiți acolo, dacă ați urmărit oarecum istoria stadioanelor din acea zonă, multe sunt renovate, foarte bine puse la punct, altele construite foarte recent, de un an, doi în urmă.
arată super, ce putem spune altceva. Sperăm și așteptăm și noi vremea aia în care România, poate, împreună cu o altă țară, eventual, cum s-ar fi discutat, ar putea organiza un astfel campionat mondial de fotbal. Ce ar fi atunci? Și bineînțeles, câți bani ar veni prin turism aici, în zona noastră. Dacă aveți o idee, o impresie, vă așteptăm pe www.viatansuceava.ro. Vom încerca să mai facem în cursul campionatului câte o emisiune, două, până la urmă să aflăm pronosticuri și, bineînțeles, să le confruntăm cu ideea finală, bineînțeles, cu cine va ieși campioana. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. O centrală, o centrală, o centrală de-am avea. Wow, ce bine, wow, ce bine, nici în tot nu ne-ar durea. Vrei să fii sigur pe căldura din casa ta? Vrei să nu depinzi de alții? Vino la Interconti și vei găsi cea mai variată gamă de centrale termice la cele mai mici prețuri. Te așteptăm cu mărci consacrate: Viessmann, Violent, Bosch, Ariston, Feroli, Motan. Vara aceasta la Interconti ai cele mai mici prețuri la centrale termice, calorifere, robineți, țevi și accesorii. Interconti, Interconti. Un ardelean și niște tineri. Unul dintre tineri: Bade, închide geamul că e frig afară. Ardeleanul închide geamul. No, acu-i mai cald afară. Pentru un termopan veritabil, vino la Mava RunSRL. Firma noastră execută tâmplărie PVC sau aluminiu cu geam termopan cu 5 camere de izolare fonică și termică. Profil Aeroplasto Germania 7000, toată gamă de culori. Sticlă termopan 4 anotimpuri, float și low-E. Vă mai oferim preț cortină și placări exterioare a Lucobond. Mava RunSRL, în Ițcani, strada Cernuț, numărul 128, lângă podul peste râul Suceava. Telefon 0745 534 272.